Bărbatul a fost reținut de către polițiști în cursul zilei de miercuri 8 ianuarie pentru ca joi să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Magistrații judecătoriei Zalău au dispus încarcerarea lui pentru 30 de zile pentru comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat. Cercetările au stabilit că în perioada noiembrie 2019-ianuarie 2020, pe timpul nopții, tânărul de 27 de ani, care este și recidivist, a comis 9 furturi din autoturisme, de unde a sustras diferite bunuri, printre care telefoane, tablete, rotopercutoare și truse de scule. Valoarea prejudiciului este de aproximativ 14.000 de lei, din care s-a recuperat doar un sfert. Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale a inculpatului.